medical, trebuie să fie foarte atent la acest aspect. Aprobare cu medicamente, materiale sanitare, reactivi, sunt pe fază de a fi pornit proiectul de laborator. Urmează proiectul europene, primul am și depus, cel cu clădirea nouă. În 30 noiembrie depunem al doilea proiect transfrontalier, care va fi focalizat pe partea de terapie intensivă și de neonatologie. Urmează foarte multe alte programe și proiecte. Începând ianuarie, intră plan operațional regional, unde sunt eligibile unitățile de primire urgență. Unde să avem în vedere o parte de extindere a acestei unități și o parte de dotare cu aparatură și cu echipamente. Și să mai urmeze câteva programe punctuale în 2018. Dar așa cum v-am spus, ceea ce este foarte important și prioritar este menținerea continuității și asigurarea continuității actului medical. Este baza și elementul de fundament de la care pornim dacă vorbim despre funcționarea unui spital. Ce datorii arierate nu avem. Avem datorii către furnizori în termen legal. Ne facem plățile la 60 de zile, facturile, și ne focalizăm pe ce înseamnă plata medicamentelor, materialelor sanitare și a reactivilor și tot ce este legat consumabil sau dispozitiv sau echipament medical. Sunt foarte multe lucruri de făcut și eu spun că practic greul de-abia acum va începe și sper ca în primăvara anului următor, în 2018, să putem intra în linie dreaptă, să putem menegerea, ca să spun eu așa, și atinge acele obiective propuse și prin programele de finanțare pe care le vom accesa. Pentru că, așa cum spuneam, o să vedeți și aici, sunt și parteneri privați care au contribuit la acest eveniment. Mulțumesc în mod public acestora, pentru că vreau să vă spun un lucru, și anume că spitalul nu a investit financiar absolut nimic în acest eveniment, doar logistic, cu resurse umane și nu neapărat aportul lor material contează, cred așa trecea disponibilitatea cu care au răspuns și a fost alături de noi. Și vom promova și vom merge în continuare pe parteneriate public-private.